Bună ziua, dragii mei, sunt tarotele cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent și nodul nord în gemeni. Ce vreți voi să aveți în gemeni, dar în special acestea. Eu știu, altele, nu știu cât vor, alte planete, nu știu cât vă vor influența, dar pentru cei cu aspecte puternice în gemeni, primul mesaj a fost acesta, sau este acesta, lumea 21. Încheiați un capitol mare, mare, mare și important. Și deschideți altul și mai important. În timp ce am amestecat clarificatorii, am văzut și zero. Iar lumea, sfârșit de etapă și nebunul început de altă etapă. La capătul setului de cărți, Regina de Cupe. Dragoste, vindecare, sensibilitate. Trei de cupe și împăratul. Un personaj care în general vrea controlul, dar poate că unii dintre cei care vor să aibă controlul, printr-o prietenie, învață dragostea. Interesant că și din seria mesajelor de la îngeri a venit unul deja. Acționați ca și când partenerul este aici. 3 și cu 7, 1. Unii încă nu știe să manifestați partenerul ideal, partenerul perfect. A venit cartea invers. Sau încă n-ați încheiat ciclul vechi, capitolul acela mare, dar probabil că e în curs de încheiere acel capitol și atunci veți fi inspirați cum să acționați de ca și când partenerul este aici, să vă atrageți dragostea de care aveți nevoie. Apoi, va trebui să demonstrați dragoste și să-i lăsați și pe alții să demonstreze în cazul în care voi ați demonstrat. Da. Hai să vedem totuși situația cu care aveți de-a face unii dintre voi, nu toți, patru, iar împăratul casa, dar nu asta. O chestiune, hai să vedem. Gemeni, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în gemeni. De unde sunt butulețele astea? Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în gemeni. Iulie 2022. Gemeni mulți. Apropo de gemeni, Johnny Depp e gemeni, da? Și încheie un capitol greu cu fosta sa soție. 14. Pulpiță. Poate că ar trebui să vă vindecați. În cultura noastră, vulpea reprezintă viclenie, dar nu în toate culturile reprezintă viclenie. În alte culturi reprezintă un spirit mai neconvențional. Oricum, cartea în sine vorbește cu acest număr 14. Vorbește despre temperanță, despre vindecare și în momentul în care vă mai vindecați din niște situații, niște probleme, vă atrageți dragostea. Dragostea rămâne încă nemanifestată. 2 și 4, 6. 6 numărul gemenilor. Nu obligatoriu. Nu îndrăgostiții înseamnă gemeni obligatoriu, dar pentru unii poate să însemne. Puteți să vă găsiți echilibru într-o relație de dragoste. Nu trebuie să anihilați dragostea doar de dragul echilibrului. Dar veți descoperi aceste lucruri în momentul în care vă veți vindeca de, poate, de o dorință excesivă de libertate, de o dorință, de o tendință pe care toți o avem de a ne păcăli, de a ne sabota. Sau de a atrage oameni care nu sunt tocmai deschiși, corecți cu noi. În fine, vom trăi și vom vedea ce mai apare în timpul etalării. Hai să vedem spiritul pe care ar trebui să-l aveți în această perioadă, voi sau o persoană interesantă. Am văzut și 5 de bâte în timp ce amestecam. Probabil aveți pe cineva foarte gelos în preajma voastră sau geloasă. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în gemeni. Dacă voi sunteți geloși, probabil că aveți aspecte în semne de foc sau de pământ, pentru că altfel gemenii nu sunt chiar atât de geloși. Dar hai să vedem gemeni iulie 2022. Oh, e ciudat. Iar a revenit.
Vedem cum legăm acestea. Mai, mai, mai. Nu știu, dar trebuie să transmit acest mesaj. Dacă unii dintre voi sunteți geloși, voi știți. Nu stau nici să vă arăt cu degetul, nici să spun care sunteți. Voi trebuie să vă știți. E totuși un soi de gelozie. Este o energie negativă, masculină. Ambele sunt energii masculine negative, distorsionate, care au tendința să vadă femeile într-un mod negativ. Dacă sunteți doamne, aveți a face cu acest tip de bărbat. Mare grijă, de care trebuie să vă vindecați. Și dacă aveți a face cu narcisiști, trebuie să fiți foarte viclen în momentul în care vă vindecați și vă eliberați. Interesant că și 14 înseamnă 5. Iar trebuie să vă vindecați aceste conflicte pe care cineva le... Poate sunt și la locul de muncă cu castorul, dar... Sau poate o situație la locul de muncă mai neconvențională, care atrage gelozii, conflicte, dar e o energie masculină distorsionată în vibrația sa negativă, care este obișnuită energia să desconsidere femeile, să le trateze ca pe un obiect sexual, să nu le vadă valoarea. Valoarea feminină constă în deschiderea către vulnerabilitate, către intuiție, către iertare, către lucruri, da? Care țin de feminitate. Dar, eu știu, poate acești bărbați au nevoie de o femeie la fel de masculină și distorsionată ca ei. Nu știu, dar... O energie... E un personaj care se transformă. Sper să nu fiți voi... unii dintre voi. Dar dacă aveți de-a face cu asemenea personaj mare, trebuie să aveți răbdare în procesul vostru de vindecare. Dragostea va veni, repet. Și stabilitatea va veni. Dar nu știu în cât timp. Variază de la un om. Acest vârcolac e un vârcolac. Wolverine. Mi-aduce aminte de un film, da? Era un vârcolac. Ce e vârcolacul? În timpul zilei este ok, este blând, noaptea, acel personaj, poate să fie și femeie, dar totuși energie masculină, se transformă într-un prădător, într-un personaj periculos. Dacă aveți o energie feminină în asemenea vibrație, mare grijă ce face acea energie. Ce conflicte creează. 5-5-5, vai, vai, vai. Hai să vedem. Gemeni, soare, lună, venus, ascendent, nodul nord în gemeni. Iulie 2022. Aproximativ. O dată. Ia să pun eu asta așa. Stai, să le am așa frumos în ordine. Deci o chestiune de vindecare, de temperanță, de răbdare. Ia uite, de două ori. Regele de spade. Găsiți-vă înțelepciunea, principiile în această situație complicată. De trei ori. Ia uite, și nouă de cupe. Trebuie să învățați să vă iubiți, să vă respectați, să vă găsiți lumina interioară versus averea. Versus, eu știu ce alte lucruri. Cineva atrage atenția și creează gelozie. Interesant, regelui de spade. Regele de spade, energie masculină rațională, dar e o chestiune de gelozie, mai. Nu știu a cui, nu știu a cui. 1, 2, 3. Tot aici am oprit, fără să-mi dau seama. 5 de bătăi, interesant, 5. 5 de bute am vorbit, am apărut în timpul clarificărilor, conflicte. 5 de cupe, 5. Și valetul de monede. O să clarificăm. Conflictele acestea, geloziile astea, v-au făcut să pierdeți o ocazie, v-au adus multe suferință vouă sau altei persoane, nu știu cui. Poate că ați fi putut să începeți un proiect, să începeți o nouă etapă, o nouă lume, să studiați ceva, să creați ceva cu cineva sau voi sau cu cineva, dar 5 și cu 5, 10,
Încheiere de ciclu. Acel potențial, aș spune că s-a încheiat foarte repede din cauza depresiilor cuiva, depresii datorată conflictelor, nu musai interioare, căci personajul care are tendința să fie mai depresiv știe, bărba, femeie, ce-o fi, că sunt oameni foarte conflictuali în jurul lor. Poate pentru o persoană implicată în această poveste, voi știți care e persoana, s-a pregătit în ultima vreme un nou proiect, o nouă direcție. Element de pământ care aduce stabilitate pe termen lung. Energia feminină, interesant. E o energie feminină care face meditație, care lucrează, apropo de vindecare, lucrează la centrarea energiei sale și la protecție. Protecția sa, energie feminină, pardon, care știe că trebuie să se protejeze și să creeze ce poate mai frumos. Nu știu cine e această persoană, voi trebuie să o depistați, da? În prezent, 7 de monede, 10 de monede și 3 de bute. Valetul poate să fie și un copil dacă nu e un proiect în stadiu incipient sau o relație în stadiu, eu știu, primele sale manifestări. În prezent 7 de monede, 10 de monede și 3 de bâte. Încercați să aveți răbdare într-o chestiune care ține de familie. Deși aveți de făcut drumuri, nu știu care sunteți, dar aveți de făcut drumuri. O să vedem la clarificări, pentru că față de celelalte zodii, etalarea voastră e un pic mai... influențată de energii negative. Însă, învățați să aveți răbdare, apropo de 14, de vindecare, de temperanță. Mai vedem, mai vedem. În viitor, 6 de cupe, 10 de bâte, ce bine, și faetonul. Probabil este un fost, o fostă cu 6 de cupe. Sau un personaj din copilărie care v-a creat tot timpul probleme, conflicte și cu care ați avut multă răbdare. Sau poate zic ei că au avut răbdare cu voi, nu știu, variază. Aveți aici foc, pământ, apă. Însă 6 de cupe. Acest fost fostă. Probabil că ori ei vă lasă în urmă, ori voi îi lăsați în urmă. Pentru că am senzația că ei tot încearcă să se împace. Există cineva în viața voastră care tot încearcă să se împace. Dar ce interesant, aveți 10 de monede și 10 de bâte. Familia și responsabilitățile și apăsările și greutățile și drumurile, eventual drumuri cu 3 de bâte și aici iar un drum, drumul și cu faetonul, dar aia înseamnă altceva. Drumuri ca să faceți bani, ca să creșteți copii, interesant, copii, copil, familie, iar copii. Dar acasă, pe diagonala asta, acasă aveți conflicte, aveți greutăți și nu doar acasă și în felul în care faceți bani, pentru că dacă aveți în preajmă oameni care vă îngreunează viața, vă îngreunează și felul în care faceți bani. Ca să știți. Dar e bine să stați lângă oameni care vă susțin, care creează armonie, care vă ajută în procesul de vindecare și echilibrare, care vă învață să vă iubiți și vă susțină în această dragoste față de voi. Dar se pare că la un moment dat, cineva o să zică gata, îmi iau bagajele și plec. Am obosit, m-am săturat. Și chiar pleacă cu faetonul. Interesant că e pentru iulie, da? Chiar pleacă. Faetonul în general merge către stea, către vindecare, către destinul sau adevărat. Destinul unora nu este în acea poveste, în această poveste grea, în care central se pune tot timpul problema banilor, a moștenirilor, poate să fie și job, cât vorbeam de bani. Dar în general, pentru mine, după cum vedeți și aici, arată o familie, da? Chestiuni de familie, de educație, de tradiții. Poate părinții vă cer să fiți într-un anume fel, poate societatea, poate cultura, da?
Folosiți informația cum considerați că se potrivește în viața voastră. Ar putea, în acest context, acest valet de monede să fie gândul vostru la un nou proiect, la o nouă direcție și studiați și vă documentați cu răbdare. Chiar dacă acest proiect, această nouă relație, ce ar putea să fie, poate să fie și profesională, nu contează, vedeți cum se așează informația în viața voastră. Vă provoacă să faceți drumuri, dar drumurile acestea, a trei debute, în general, e o carte optimistă a vizionarului. Acelui care are așteptări și nu doar care reușește să le manifeste și să le atragă, dar, repet, le atrageți sporul, eliberarea, bucuria, le atrageți în momentul în care vă eliberați. Deci este greu, conflictual, nu? Depresiv. Asta am spus, au rămas acelea cărți. Ia uite, Temperanța iar. Temperanța 14. Trebuie să vă vindecați. Asta e noul vostru adevăr, Asul de spade. 5 de spade, iar conflicte. Conflicte mentale în voi sau cu alte persoane. Grijile, zvonurile, ce mai auziți pe la, eu știu, televizor, radio sau ce vă mai spun cei din jur, vă creează dureri de cap. Dar adevărul este în voi. Trebuie să vă echilibrați, să vă găsiți principiile, stabilitatea mentală, ca să aveți victorie, ca să atrageți oameni victorioși, ca să atrageți oameni în adevăr, nu conflictuali. Rămâne de văzut ce veți face voi cu aceste informații. Hai să vedem. Clarificăm 5 de bute pentru gemenuți și gemenuțe. 5 de bute în trecut. 5 de bute, 5 de spade. Am văzut 5 de spade aici mai devreme. Da? Conflicte. Conflicte verbale, jocuri mentale. Acum, știți cum e? Aici sunt două cărți. Una a narcisistului și altul a covered narcisistului. Adică narcisistul sub acoperire. Acesta este foarte dominator. Acesta pare că se lasă dominat. La felul cum s-a pus cartea, pare că se lasă dominat, dar face parte din jocul său mental. E o chestiune de oglindă, da? 5 și 5. Amândouă persoanele. Creează conflict într-o formă sau alta. Niciunul nu aduce vindecare. Dar asta e 5 și cu 5, 10. E cam gata povestea. De ce în trecut asta e discuții? Poate avem aer și foc. Iar folosiți cum vreți informația. Ia uite, moartea, gata. E cam gata situația. 5 de cupe. Ups, poate cuiva e dor de voi, poate vouă e dor. Ia uite, 7 de monede, scuze. 7 de monede. Dar a venit invers. Acum nu știu dacă e energia voastră sau alte persoane, cineva regretă că celălalt nu s-a implicat destul. 7 de monede de obicei se implică cu răbdare. Nu știu cine este în această poveste, pentru că apar alte elemente. Ideea este că... Da, ia uite. Unul regretă că nu s-a implicat într-o direcție. Ar putea să fie în noua direcție pe care ar fi vrut. Știu că vorbesc ciudat, dar concentrați-vă. Concentrați-vă. Deci recapitulez. Conflicte cu cineva. Voi, aer, foc. Apare un suflet pereche, dar nu este apreciat din cauza preocupărilor pentru acele conflicte. Din cauza acelor conflicte, unul dintre voi nu se implică în acea relație de prietenie, de colaborare, de suflete perechi. 7 de monede invers. Deși potențialul exista, 7 și cu 1, 8, s-ar fi putut lucra.
Dar unul nu a lucrat și din cauza că nu a lucrat, celălalt a rămas într-o stare de regrete și poate și-a găsit o altă direcție. Însă nu știu cât de altă direcție este valabilă pentru unul, unii dintre voi sau pentru alții. Ideea este că se putea lucra dacă vă iau de toți 5 de cupe, dacă vă eliberați mai din timp de dureri, de trădări. E o trădare în viața unora dintre voi, este o suferință fizică. Cineva în acea situație n-a vrut să se vindece. A preferat să stea mai mult în conflictele acelea. Nu știu de ce, n-a avut încredere, cred că. În fine, hai să mai vedem. Valetul de monede. Poate a stat pentru un copil, eu știu. Dacă a fost căsnicie, poate a stat pentru un copil. Valetul de monede. A, extraordinar, valetul de monede a fost clarificat de valetul de monede. Acasă, drumuri, iau-te, două cărți care reprezintă casa tradiții și drumuri între ele. Probabil că cineva face drumuri între casă și job pentru a face bani pentru copii, eu știu, pentru copii. Hai mă, dăm o carte, totuși, valetul de monede, clarificat de valetul de monede. Da, cineva nu știe cum să iasă din acea situație încurcată. Se simte programată mental. E o chestiune care ține poate... Iar simt că a fost o oportunitate pentru unii dintre voi să colaborați, să creșteți, să aveți eventual o altă relație și ați pierdut cu 8 de cupe, ați pierdut și cu 5 de cupe acea oportunitate din cauza programului mental în care ați stat. Pentru un copil, pentru, eu știu, e o chestiune de familie, îmi pare foarte rău. Dacă a fost un triunghi amoros, unul din cei trei a plecat. A plecat într-o nouă direcție. Acum hai să vedem 7 de monede în prezent. Șapte de monede, clarificăm pentru gemenuți și gemenuțe. Ia uite judecata. Cine nu a lucrat în trecut în potențialul despre care am vorbit, oportunitatea, șansa, sufletul, pereche despre care am vorbit, cine nu a lucrat, este foarte posibil să vrea să lucreze acum judecata. Cineva vrea împăcare, vrea renaștere, vrea transformare și vrea să se implice cu răbdare, să investească. În ce nu a investit la un moment dat în trecut? Da, regina de cupe. Într-o poveste de dragoste, într-o relație cu cineva, cu o persoană foarte sensibilă. Nu zic zodiile, zic o persoană sensibilă. Generoasă din punct de vedere emoțional. Dar aveți aici Pluto. Pluto care, într-un fel sau altul, guvernează emoțiile, guvernează multe, dar... Hai să vedem 10 de monede. Patru. Fantastic, casă pe casă. Dar e o mare diferență. Deci o casă blochează altă casă. Sau din cauza unor chestiuni care țin de familie, de cultură, de moștenire, de bani, nu se poate forma cuplu ideal. Casa în care cei doi se simt fericiți. Băi, și vine exact pe diagonala aceasta. La un moment dat, cineva va pleca într-o direcție care aduce vindecare. Wow! Și 10 de cupe, iar regina de spade, iar conflicte, iar conflicte, iar secrete. Ia uite, 5 de cupe, 5. Da, luna, secrete, mistere, confuzii. Cineva a ascuns conflictele pe care le are. Și faetonul.
Și dorința de a pleca, când ai probleme, normal că îți dorești să pleci, nu? 10 de cupe, e o familie fericită. Probabil că voi știți, dar cineva a creat impresia că e într-o familie fericită, dar acasă avea dezastru. Avea conflicte mari. 3 de bute. Asta e, nu asta. 3 de bute. Clarificăm 3 de bute pentru gemenul. Ia, ia. Ori faceți drumuri pentru casă, ori faceți drumuri pentru bani. Ori, ia uite, cine a plecat din povestea, mai ales dacă este un triunghi amoros, cine a plecat? A plecat într-o direcție care îi va aduce spor, abundență și stabilitate. Pam, pam. Am văzut împăratul la un moment dat, nu? Nu știu, l-am văzut undeva. Parcă am vorbit de împărat la un moment dat. Cel care a vrut să fie în control rămâne să viseze la o romanță. Dar deocamdată încă sunt probleme. Încă sunt probleme acasă. Repet. Cine nu a lucrat într-o relație din trecut, vrea să lucreze acum. Vă rog, folosiți-vă informațiile cum vi se potrivesc vouă. 6 de cupe în viitor. Iată, 6 de cupe, 3 de cupe. Da, iar dorința de împăcare. Acum sunt două cărți care susțin această dorință de a schimba energia și de a se împăca. Dar dacă rămâne triunghi amoros, mă cam îndoiesc că va fi valabilă împăcarea. 10 de bute. Înțelegeți? Imediat vă explic 10 de bute. Împărat. Cine vrea control în această... Bărbat, femeie, nu contează. Cine vrea control este consumat de controlul său. Înțelegeți? Pare un paradox. Nu vrea să arate. Vrea să arate că poate să ducă toate responsabilitățile. Dar... Unii dintre voi trebuie să vă eliberați de acest personaj. Dacă simțiți că nu sunteți voi aici, personajul care vrea control, dar narcisistul care vrea să țină hățurile tot timpul, eliberați-vă. Vedeți unde sunteți. E o etalare greoaie. 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 Între timp, cineva urmărește o femeie care se respectă și se iubește. Fără zodii, fără nimic. O femeie care se respectă și se iubește. Faetonul. Clarificăm faetonul. Regele de spade și turnul. Arovinte așa pe orizontal. Până nu lăsați să se producă separarea, nu puteți să mergeți mai departe. Nu puteți să mergeți înspre vindecare, înspre misiunea voastră. Cineva tot încearcă să reziste unei separări. Nu vedeți cum au venit toate pe orizontal? În acest conflict, acasă, pentru unii dintre voi, este o structură. Eu zic că este o... Cum să explic? Familie. Poate să, sau nu poate să fie căsătorie, poate este familia unuia din care, eu știu, neamul, cultura din care veniți. Și acolo apare programarea mentală a cuiva de a fi tot timpul în control. În control. Dar prea multă dorință de control duce la consum de energie. Faeton. Hai să vedem ce ar fi după faeton. Ah, Marea Preoteasă. Marea Preoteasă.
și 9 de cupe. Urmați-vă intuiția, mai. Urmați-vă intuiția și mergeți către dragoste față de voi și respect. În cazul în care, eu știu, intuiți că cineva a plecat din viața voastră, acel personaj își ascultă intuiția și merge către respect și dragoste față de el, de ea. De aici energie feminină, care este conectată la divinitate, la sursă și se umple de soare, de lumină. Da, lasă bogățiile. N-am nevoie de bogățiile lumești. Am nevoie de soare în suflet. Sper să fiți voi, să reușiți, să vă ascultați intuiția. Și dacă aveți niște probleme, totuși. Să nu fiți atât în control rațional, ci să vă ascultați intuiția. Da? Intuiția versus rațiune, care rațiunea așa, în această poziție, blochează. Blochează și trezirea, turnul poate să fie trezire. Și fai tu? Da, ia uitați, vedeți unde s-a oprit aici? Cineva tot ține la... pe regina de spade, gemeni, balanță, vărsător. Ține la bani, ține la construcția asta, la casă, la... Păi, eu nu zic să nu fiți fideli, eu nu zic să nu fiți loiali, să nu fiți stabili. Dar când acolo sunt conflicte, unde veți ajunge? Nu știu, mai devreme sau mai târziu, toate se dărâmă ca să se reconstruiască înspre mai bine. Asta dacă sperați, dacă aveți credință în Dumnezeu, dacă vă ascultați intuiția și dacă vă iubiți. Pare rău, dar poate că unii trebuia să ascultați această etalare. Hai să vedem mesaje de la Înger pentru gemenuți. Mesaje de la Înger pentru gemeni. Concentrați-vă pe dragoste. Aveți răbdare și simple acte de amabilitate. Ca să puteți manifesta ce este mai frumos în această situație. Concentrați-vă pe dragoste față de voi înșivă. Ca să-i puteți să înțelege și pe cei care s-au purtat urât, dragonii ăștia din viața voastră. Iar aveți răbdare. 17, am zis, e numărul stelei. Aveți răbdare, este greu de atins și vindecarea și misiunea voastră. Dar trebuie să aveți răbdare. Și să fiți amabili și cu voi și cu cei din jur, chiar dacă experimentați situații conflictuale grele. Și ca să intrați pe această energie benefică, petreceți timp de calitate cu oameni care vă ascultă, care vorbesc lucruri înalte, care vorbesc de la suflet la suflet. E un cuplu, este o poveste de dragoste care se poate manifesta, cum e și dragostea aceasta, în viitor. Dacă acționați, da, corect. Dacă acționați corect. În fine, nu știu cum o să dau titlul acestei etalare, dar sper că a fost clară. Vă doresc numai bine, dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau, ceau!